Ziua Europeană a Păsărilor. Astăzi și vom discuta despre păsările din Republica Moldova. Câte specii avem aici în Republica Moldova? Mă uitam în online, peste 300 de specii, aproape 350 de specii la noi în țară. Dar mai multe detalii vom afla în această dimineață, pentru că avem și o expertă ce va fi alături de noi prin intermediul online-ului. E doamna Silvia Ursul, ornitolog. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumim că ați acceptat acest dialog și vreau să vă întreb dacă avem o cifră exactă a speciilor ce sunt în Republica Moldova, pentru că știu că este complicat din motiv că unele migrează, altele sunt aici permanent și au mai fost și modificări în ultimele decenii. Da, exact. Ultima parte a întrebării chiar a pus punctul pe i, pentru că ultimele decenii au fost marcate de niște schimbări drastice în ceea ce privește mediul nostru înconjurător și nu doar în Republica Moldova, dar și în multe state învecinate, pentru că toate au trecut prin schimbările impuse de regimurile comuniste. Iar asta s-a transpus și la nivel de biodiversitate, la nivel de faună, astfel încât habitatele unor specii s-au restrâns, dar altele au găsit condiții prielnice pentru a-și extinde arealele. Și așa am ajuns într-un fel de dans, să zicem, unii parteneri și-au schimbat locul. Și din cauza asta ornitologilor le este greu să vină cu o cifră exactă, pentru că, da, așa cum ați spus bine, lista oficială, cea de 300 și ceva de specii de păsări, cuprinde atât specii sedentare, cât și specii care obișnuiesc să vină la noi în timpul sezonului de reproducere. Altele obișnuiesc să vină la noi în timpul iernii, pentru a ierna. Altele au fost observate cândva, iar timp de circa 50 de ani nu au mai fost observate, dar oricum și-au păstrat poziția în listă. Și altele pur și simplu au apărut complet întâmplător, când nimeni nu le aștepta, pentru că niște evenimente le-au adus la noi, de exemplu furtuni sau alte evenimente drastice, climatice, care pur și simplu au influențat coridoarele de migrație în anumite ani sau în anumite perioade. Prin urmare, este o lista speciilor de păsări dintr-o țară. Este ceva care la prima vedere ar trebui să fie pus la punct și clar, și cu cât săpăm mai adânc, cu atât mai mult observăm surprize. Știți ce m-a mirat pe mine să găsesc în acea listă? În mediul online, sigur, din informațiile pe care le-am găsit în online, 10 specii de păsări dubioase, așa se numeau. De ce o fi ele dubioase? Sau avem gen de specii dubioase aici la noi? Cred că mai expresia completă ar fi specii cu prezență dubioasă, iar prin această categorie ornitologii înțeleg specii a căror prezență nu a fost confirmată până la capăt. De exemplu, cineva din colegi poate a observat o specie, dar nu a reușit să-i facă o fotografie și din acest motiv colegii sunt sceptici și nu acceptă observația până în totalitate. Sau, de exemplu, prezența unei specii de păsări într-o anumită perioadă când nu avea ce să caute la noi, de exemplu, nu știu, să zicem, în toiul iernii. Sau, de asemenea, specii de păsări care cu siguranță au existat la noi cu vreo câțiva ani în urmă, cu vreo câteva decenii, dar din cauza schimbărilor drastice de care am pomenit anterior, pur și simplu nu este real să se regăsească și de aceea sunt tratate cu scepticism atunci când alți colegi, de exemplu, susțin că, uite, au văzut-o sau există la noi în țară. Practic, specii de păsări pentru care nu există destule dovezi. Da, vreau să vă întreb dacă între timp, pentru că știu că sunt mai multe pericole și în cazul păsărilor, deja unul dumneavoastră l-ați menționat făcând referire la schimbările de temperatură pe care le avem la nivel global, dar și prădătorii, potențialii noi prădători ce ar putea să apară în anumite zone, la fel, fac ca unele specii să fie într-un număr mai mic sau unele specii să crească. Avem prădători noi în materie de păsări în Republica Moldova, cel puțin în ultimii ani au fost consemnați sau observați la noi în țară? Prădători noi nu avem, pentru că în general prădătorul și prada trăiesc într-o relație interdependentă de mulți ani de zile, de multe decenii, multe secole și dacă dispare, de exemplu, prada, dispare și prădătorul. Dacă dispare prădătorul, dispare și prada. Dar avem un oaspete care începe să se simtă din ce în ce mai bine la noi, se simte ca la el acasă și este vorba de șacal. Acest mamifer canin înlocuiește cumva nișa pe care a lăsat-o goală lupul.
Lupul, din păcate, s-a bucurat, în ghilimele, de o reputație foarte proastă la noi în țară și din cauza asta a fost combătut, a fost lichidat în mod activ de către predecesorii noștri și asta categoric nu a fost un pas bun, nu a fost un lucru înțelept, pentru că, iată, în urma lui vine șacalul. În general, în natură există o lege nescrisă, dar absolut solidă, da, care se întâmplă indiferent că vrem noi sau că nu vrem, atunci când o specie dispare sau începe să dispară, o altă începe să ia locul, pentru că așa este firea lucrurilor. Și atât că a apărut șacal, care este un pic mai neminus și este un pic mai îndrăzneț și este un pic mai adaptiv decât lupul și asta înseamnă că intră atât în gospodăriile oamenilor, dar totodată deranjează și fauna sălbatică, furând sau mâncând, consumând pui, ouă, afectând succesul reproducător al altor păsări. În privința lui, biologii sunt un pic cumpătați în a arunca cu diagnostice, pentru că unii privesc asta ca la o stare firească și naturală a lucrurilor, ca un fel de lanț trofic care continuă, iar alții îl consideră invaziv și recurg la diferite metode pentru a lichida. De exemplu, la noi, Republica Moldova, din câte cunosc, vânătoarea la șacal este permisă tot anul. Dacă la alte specii este limitată la anumită perioadă, să zicem, de exemplu, din septembrie până în decembrie, iată că la șacal este permisă tot anul. Da, eu vreau, apropo, pe subiectul ăsta șacal versus lup sau prădători mamiferi, să revenim într-un alt dialog, pentru că este un subiect pe care vreau să-l abordăm puțin mai detaliat, să intrăm atunci în detalii. În ultimii ani am văzut și foarte multe articole cum că ar fi apărut în anumite zone lupi, bine, unii singuratici, dar este un subiect, repet, pe care vreau să-l abordăm în alt dialog. Revenind la păsări, pentru că dumneavoastră sunteți una dintre persoanele ce în continuare luptă și pentru salvarea naturii și pentru protejarea naturii, pentru că faceți acest lucru în fiecare zi, vreau să vă întreb dacă dintre speciile de păsări, în ultimii ani avem specii ce au apărut, ce au ajuns, de fapt, din păcate, în Cartea Roșie și sunt pe cale de dispariție de la noi din țară. Da, din păcate avem, suntem la a treia ediție a Cărții Roșii, apărut în 2015 și ea, din păcate, conține mai multe specii decât edițiile anterioare. Asta nu este deloc un motiv de sărbătoare, eu n-aș putea spune nici măcar că ar fi un motiv educațional. Este o listă neagră, este un fel de batem cuiele în sicriele speciilor. Și motivul numărul unu pentru care Cărțile Roșii se îngroașă, și nu doar la noi, dar în multe alte țări învecinate, este degradarea habitatelor în care locuiesc aceste păsări. Dacă e să facem o paralelă cu noi oamenii, ar fi ca și cum ni se degradează localitățile, dispar casele sub influența multor evenimente care se află în afara controlului nostru. Ei, uite că noi oamenii intrăm în habitatele faunei sălbatice și producem schimbări la care fauna nu poate să răspundă decât dispărând. Atunci când își modifică arealele, atunci când două condiții de bază nu se mai regăsesc, și anume condiții de siguranță și refugiu și adăpost pentru a cuibări și pentru a-și crește copiii, progeniturile și totodată condiții pentru a găsi hrană. Deci în momentul în care aceste două condiții nu mai pot fi îndeplinite de habitat, specia dispare. Din păcate, avem specii aflate pe cale de dispariție. Majoritatea, aproape majoritatea speciilor aflate în Cartea Roșie sunt păsări răpitoare. Acvilele, șoimii, aceștia sunt prădători de top și oricât de paradoxal nu ar suna, dar tocmai ei sunt mai vulnerabili decât prada pe care o consumă. Atunci când apare cea mai mică modificare la nivel de, să zicem, păsări mici, cum ar fi pițigoi, vrăbii, încep să fie mai puține sau avem un sezon în care mai puține perechi au reușit să cuibărească. Primii care suferă sunt prădătorii de top, șoimii și acvilele. Ele, de asemenea, se bucură, în ghilimele, de o reputație proastă la noi în Moldova, pentru că sunt considerate absolut toate speciile de păsări răpitoare, sunt considerate că vin în gospodăriile noastre și ne fură animalele domestice. Din păcate, sau cum, din fericire, nu toate răpitoarele fac asta. Evident că fiecare dintre ele are meniul său. De exemplu, avem păsări răpitoare care se hrănesc cu viespi și albini. Aceștia se numesc viespari.
Avem vrăbitoare care se hrănesc strict cu șerpi, acesta este șerparul. Dar uite că din cauza reputației proaste pe care o împart, fără vina lor, au ajuns să fie lichidate, să fie persecutate și să ajungă în carte roșie. O altă categorie de specii Doamna Ursu, din păcate, cer scuze, din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Știți care e paradoxul în urma acestei discuții? Faptul că ați menționat deja și în cazul lupilor și în cazul păsărilor răpitoare, vedem în ele un pericol, dar tot impactul ăsta negativ pe care îl avem asupra mediului vine până la urmă de la o singură specie și acea specie este omul și aici ar trebui să ajungem în cele din urmă cu concluzia. Vă așteptăm cu mare drag să veniți în studio pentru a discuta mai multe și pentru a aborda și mai detaliat aceste subiecte. Vă mulțumim mult! Vă mulțumesc mult!